Potrivit primarului din Aninoasa, Nicolae Dunca, există riscul ca banii solicitați la guvern pentru consolidarea și recondiționarea celor 20 de blocuri din localitate afectate de cutremure să nu poată fi alocați de la bugetul de stat, deoarece sunt familii care și-au cumpărat locuințele devenind proprietari. Soluția a venit de la Consiliul Județean Hunedoara, care propune demolarea blocurilor vechi de peste 100 de ani și construirea de locuințe noi, pe linia dedicată clădirilor cu risc seismic, finanțată prin PNRR. Am fost la domnul prefect, am discutat cu domnul prefect și să vedem, s-ar putea să nu fie o soluție banii de la guvern, întrucât guvernul nu poate să finanțeze și proprietăți private. În aceste imobile sunt câteva care sunt și cumpărate de cetățeni. Din proprietate privată, statul nu poate să bage bani publici în proprietate privată. Și s-ar putea să fie o soluție de respingere din partea guvernului. O altă soluție, am vorbit cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul Nistor, și altă soluție ar fi proiect pe să obținem finanțare prin fondul pentru seism. Pentru seism trebuie să depunem proiect, să obținem finanțare pentru construcții noi, efectiv. Nu consolidare, să facem altele noi, să-i mutăm, să demolăm, să facem următoarele și tot așa. Lăsate nereabilitate an la rândul, blocurile de colonie din Aninoasa, aflate în administrarea primăriei, au nevoie de aproape 40 de milioane de lei pentru a fi reparate, după cum reiese din expertiza efectuată de experți în domeniu. Proiectul de obținere a banilor a fost transmis la guvern încă din data de 10 martie, însă până acum primăria nu a primit niciun răspuns.